Bună ziua! Bună ziua! Stați o clipă, eu cu uși trebuie să fac ceva și apoi ne pornim. Bine. Scumpă mea, vreau să spun că te iubesc foarte tare. Am o surpriză pentru tine. Te iubesc și eu, porumbelul meu. Tu ești femeie fără de care eu nu pot să-mi închipui viața mea. Ce dulce ești tu! După cum ți-am spus, am o surpriză pentru tine. Da? Ce trebuie să fac? Să închizi ochii. Wow, e ceea ce mă gândesc eu? Eu nu știu la ce te gândești. O să mă faci cea mai fericită femeie din lume. Deschide ochii. Wow, comora mea, iubirea mea. Cât de fericită sunt. Vrei să fii soția mea? Desigur că vreau. Te iubesc până la infinit. Până la gara de tren. Ok. Copii. Nu mă deranjați. Bă, copii, v-am rugat, nu mă deranjați. Eu conduc mașina. Copii, așezați-vă, vă rog. Doamne, aveți grijă de copiii dumneavoastră, vă rog frumos. Doamne, mă deranjează pe mine, fac o gălăgie, nu mă pot concentra la drum. Ce e cu mașina dumneavoastră? Când ultima dată ați spalat-o? Și ai din murdară. Păi a plouat, nu? Noaptea a plouat doar. Trebuie să aveți grijă de mașină, e atât de prăpuită, murdară și eu copiii trebuie să respir aerul acesta. Mască nu aveți îmbrăcată, acum pe pandemie. Eu sunt vaccinată și copiii tot, dar dumneavoastră aveți vaccin. Trebuie să îmbrăcați mască la volan. Ce conduci așa de încetul? Ok, un pic mai repede. Mai încetul atât de repede. Dar de ce sunteți blond? Nu se permite ca șoferii să se vopsească părul. Să se păr natural. De ce? Pentru că e ecologic așa. Mirosul de la părul dumneavoastră se transmite în coace. Trebuie să respir cu mirosul ăsta. La opsea de la păr. Nici o cafea nu aveți, nici un cea nu aveți aici. Taxi confort. Mai înconjurați gropile astea. Voi vedeți că toți dinții îmi pot număra din gură. Unde mergem? Nu știu exact adresa, știu că acolo era o casă cu 3 etaje, cu acoperișul roșu, lângă ea o farmacie de culoare galbenă și mulți copaci. Mulți copaci? Mergeți și eu o să vă zic unde, bine? Așa. Iată la drumul cel la dreapta, la dreapta. Aici? Da. Nu. Înainte. Acum la stânga. Acum la stânga, da? Nu, înainte. Unde e încă așa? Parcă aici la dreapta. Aici la dreapta? Da. Stop. Am scăpat dintre secția. E înapoi, scuzați-mă, vă rog frumos. E înapoi. Să găsesc unde să mă întorc deja. Iată aici, cred. Scuzați-mă, vă rog frumos. Corect, ne întoarcem, da? Da, sunteți sigură? Da. Sunteți sigură, da? Așa, ne întoarcem. Hai să ne întoarcem atunci. Scuzați, vă rog frumos, nu trebuie să ne întoarcem. Nu trebuie să ne întoarcem? Mai înainte, o leacă trebuie. Scuzați-mă, vă rog frumos. Eu nu știu adresa, așa la ochi. A
Asta nu e clădirea ce e? Totuși, vă scuzați încă o dată, dar trebuie să întoarceți înapoi. Mare, foarte rău. Bună ziua. Domnișoară, ce faceți? Cum ce fac? Caut ce bun aveți aici. Păi, cred că ar fi normal să întrebați, sunt lucrurile mele personale. Mașina am comandat-o eu, am achitat eu, fac ce vreau în ea. Mașina e totuși ea mea. Da, acum ce faceți? Ai buzunar, dar pune buzunarul de mea. Da. Așa. Domnișoară. Oglinda, oglinda. Ce bine arăt. Domnișoară, eu am nevoie de oglinda aceasta, să văd ce se face în spatele meu. Această oglindă este pentru pasageri. Domnișoară, eu nu văd ce se face în spatele meu. Îndreptați-o, vă rog. Mâinile. E volan să țin așa, mai jos. Domnișoară, nu mă curcați să conduc. E periculos așa. Eu sunt șofer, eu țin volan, ok? Eu sunt pasager, eu am prioritate și fac ce vreau în mașina pe care am comandat-o și pentru care am achit. Și acum ce faceți? Mașinile în taxi? De 15 ani. Ok. Și dacă nu este secret, câți bani câștigați pentru o zi de lucru în taxi? De la caz la caz, e diferit. Mai întâi trebuie să fac bani pentru plan, apoi... Vă rog să-mi luați microfonul pentru că mă deranjați. Mă încurcați și să văd. Vă rog frumos. Dar câți copii aveți? Eu am doi copii. Vă rog frumos, țineți altfel microfon sau luați-l. Trebuie să vedeți mai în față ca să vă auziți mai bine. Da, dar mă încurcat să văd, nu văd nimic la drum. Uitați-vă, putem să facem așa accident. Vă rog frumos. Doar încă o întrebare și atât, bine? Ați întâlnit în practica dumneavoastră pasageri mai neobișnuiți? Am avut diferiți, dar așa ca dumneavoastră n-am avut niciodată. Vă rog să închideți camera și să luați microfonul într-o parte. Ok. Ai reușit? Super. Vă mulțumim frumos. Cum vă spuneam, m-a lăsat singurică cu doi copilași. Am doi copii frumoși, sănătoși, slava Domnului. Dar el a plecat la alta, m-a schimbat pe mine. Eu care sunt Miss Frumusețe 2000, m-a schimbat pe alta. Cum e posibil așa ceva, domnule șofer? Unde-i dreptatea? Unde-i dreptatea lumea asta? M-a lăsat fără casă, fără masă, fără bani. Câștigă mulți bani și măcar nu-mi plătește alimente, nimic. Compensație pentru copii. Ce tată se numește? Nici părinții nu mă ajută. Nici sora mea mă ajută că întotdeauna că tu ești vinovată, că tu n-aveai grijă. Că tu n-aveai grijă de tine, doar pe copii te axai întotdeauna. De ce crede așa? Eu am grijă de mine. Ce? Spuneți că arăt preu sau ce? Arăt foarte bine. Dar, am rămas singur.
frică în lumea asta. Dar eu și copilul. Numai dumneavoastră, mă mai am ascultat. Să vă dea tot cu sănătate. Acest indicator are 70. De ce acest copac are flori? De ce aveți ochelari? De ce sunteți blond? De ce aici e un ecran? De ce volanul e negru? De ce aici este o oglindă? De ce înseamnă acel indicator? De pentru ce aceste oglinzi? De pentru ce acest dulap? De ce e acolo? De pentru ce vom așa șervețele? De pentru ce acest buton? Nu, nu, nu apăsați. De pentru ce acest mânier? Pentru... Dar pentru ce este acel copac care stă acolo? Dar, de pentru ce acel indicator? De ce fel de mașină e aceasta? Dar aceea ce... Dar de ce pisec aceste roșcate? Nene, dar n-ai 100 de lei. 100 de lei? Da, 100 de lei. Pentru ce ție? Îmi trebuie. Pentru a achita taxe și să-mi cumpăr ceva de mâncare. Taxe? Da. Hai că te duc gratis. Dar tu ce, n-ai părinți că care să te hrănească? De ce trebuie să-ți cumpăr de mâncare? Hai, te rog, 100 de lei. 100, doar 100. Și ce ți-ai cumpărat tu de acești 100 de lei? Chipsuri, Coca-Cola. Chipsuri, Coca-Cola? Păi asta nu e mâncare bună. Cum adică nu e mâncare bună? E foarte bun, dă-mi, te rog, 100 de lei pentru chipsuri și Coca-Cola. Nu știu, stai să văd dacă am. Stai, se pare că am. Dar n-am de 100. Da, eu văd că ai acolo de 200. Poate de 200. Ție nu-ți pare nimic? Da, 200 de lei. Uite, te duc pe gratis și atât. Bună ziua, mă aduceți până în centru? Da. Okay. Bine. Mersi foarte frumos, arrivederci. Ce faci puștiu ăsta? Ce faci tu, Nuță? Mie chiar îmi trebuie în centru. Chiar? Da. Bine, hai să mergem atunci. Papa, arrivederci. Papa. Băi, vină cu coace. Ce faci tu asta? Nu înțeleg. Asta a fost un prank, ok? Îmi trebuie chiar în centru. Prank! Chiar îți trebuie? Da! Ia, dar am pus centură, gata! Haideam! Ok, hai să mergem atunci. În centru, dar, da? Ajutor! Ajutor! Ce e asta? Ce? Ce e asta? Era un prank! Nu e adevărat? Prank! Prank, zici, stai! Te arăt eu ție! Pe torbați de strată astăzi? Da! Eu cred că voi v-ați îndrăgostit în unul din tipuri de pasageri, așa că scrieți în comentarii care este el. Și așteptăm multe like-uri de la voi, pentru că ne-am sărut foarte mult. Da! Vă rugăm! Vă rugăm și vă mulțumim pentru că ne-ați vizionat până acum. Pa, pa! Pa, pa!